Salutare, bine v-am găsit la o nouă emisiune Satul Mare Cult, emisiune ce dorește să vă aducă în casele dumneavoastră cele mai importante evenimente din cultura sătmăreană și nu numai. Astăzi ne aflăm în foaierul Teatrului de Nord, aici unde am fost primiți de către directorul artistic al Teatrului de Nord, secția română, trupa Mihail Raicu, Ovidiu Caița. Ovidiu, îți mulțumim pentru găzduire și sper să aflăm lucruri interesante de ce ne așteaptă noua stagiune a Teatrului de Nord, secția română, Mihail Raicu. Mulțumesc și eu de vizită, bine ați venit la teatru și sper să rămâneți alături de noi toată stagiunea asta, care e a 55-a stagiune a secției române. Și mă bucur să fiu gazdă și sper să aveți o stagiune în care împreună să descoperim spectacole interesante. 55 de ani de teatru românesc la Satu Mare nu e chiar puțin. Nu știu, cred că nu sunt foarte multe trupe în țară cu această vârstă. Sunt câteva trupe cu această vârstă. Sunt și mai în vârstă decât a noastră. Sunt însă și din fericire, zic, și mai tinere. Uh-huh. Dar n-aș spune că sunt doar 55 de ani de teatru la Satu Mare. Nu de mult am sărbătorit 125 de ani de la nașterea lui Gemezan Firescu, cel care a fost unul dintre primii care a făcut teatru în limba română în Satu Mare, acum mai bine de 100 de ani. Deci există această tradiție a teatrului în limba română în Satu Mare de peste 100 de ani, aș spune eu. Sigur că în mod oficial, organizat și așa mai departe, existăm în cadrul Teatrului de Nord de 55 de ani, dar mișcarea teatrală sătmăreană este mult mai veche. Doar această superbă locație, bijuteria arhitecturală care este Teatrul de Nord, are, mi se pare, vreo 130 de ani de existență. Da, anul trecut am sărbătorit 130 de ani de existență a clădirii. Și tot recent am reinaugurat studioul, ca să zic așa, o clădire într-o clădire istorică a orașului, foarte aproape de teatru, ne desparte doar o terasă teatru de sala studio. Și practic acum, cu teatru renovat în urmă cu câțiva ani și cu sala studio renovată foarte, foarte recent, putem să spunem că la 55 de ani de existență a teatrului în românesc în Satu Mare ne-am reînnoit și putem primi spectatorii în casa noastră renovată, restaurată, parfumată. Vreau să zic că, sigur, instituția teatrală din Satu Mare aduce spectatori la producțiile voastre, atât cele românești cât cele în limba maghiară. E una dintre instituțiile cele mai călcate, să zic așa, cultural de către sătmăreni, iar lucrul ăsta e ceva îmbucurător. Cum stați cu abonamentele, cu biletele, cu tot ce înseamnă logistică pentru această nouă stagiune? Publicul vine la teatru. A fost, sigur, perioada de pandemie de care vorbim cu toții, care cu toate restricțiile și cu toate spaimele produse a îndepărtat puțin publicul de sală, dar între timp cred că ne-am revenit. Viața așa a revenit la normal. Pe deplin, da. Și pot să spun că așteptăm practic în această duminică seara publicul la prima premieră a stagiunii aniversare, ca să zic așa. Despre ce piesă este vorba? Vorbim de un spectacol coreografic. E un spectacol realizat de maestrul Gigi Căciuleanu, unul dintre cei mai importanți coreografi din cultura românească, regizor, coreograf, poet, eseist, o personalitate
extraordinar a culturii românești. Trăiește la Paris de foarte multă vreme, a lucrat cele mai importante spectacole de teatru coreografic din România și numai unul dintre cei mai importanți coreografi europeni. Este o mare bucurie și onoare să-l avem la Satu Mare. Regizează spectacolul La Vie en Rose, un spectacol de teatru coreografic, un spectacol cu muzică franțuzească și cu în care actorii se mișcă de la început până la sfârșit într-un fel poetic extraordinar. Cred că e un spectacol care va bucura foarte mult din spectatorii noștri. Bineînțeles că La Vie en Rose ar fi interesant ca publicul să știe un pic de franceză. Pentru că muzica este din zona de aur a canțonetei, a șansonetei franceze și poate nu e nevoie să știe franceză. Dacă știe un pic, totuși l-ajută, dar nu asta contează, pentru că nu am luat limba ca mijloc de expresie, ci muzicalitatea. La noi viața e făcută din pași. Ce-i pasul? Ce-i pasul? M-am tot gândit, ce-i pasul? În afară de faptul că un copil când face primul pas, toată familia face fotografii, vai, a făcut primul pas, are 9 luni, are un an, eu l-am făcut la 4 ani și așa mai departe. Adică e un fel de eveniment major, pasul. În același timp este un lănțug, este o bucățică din lănțugul pe care îl folosim zilnic. Dacă veniți încă de la început cu ceva tare, adică îi luați din un focuri pe Sătmăreni de la prima reprezentație și asta e îmbucurător, mai ales că, așa cum spuneai și tu, piesa este regizată de un regizor de Italia. Da, în ceea ce privește primul spectacol, ne-am dorit foarte tare ca să debutăm în stagiunea aniversară, deci, așa cum ziceam, 55 de ani de existență a trupei Mihai Raicu, cu un spectacol tare, important, un spectacol care ne dorim să fie în primul rând o bucurie pentru publicul nostru, dar care să fie prezent și în festivalurile importante din țară în sezonul care începe în această toamnă. Uh-huh. Am aici în față programul stagiunii 2023-2024. Deci începeți în forță cu La Vie en Rose, regia și coreografia Gigi Căciuleanu, după care vin, zic eu, niște piese interesante. Un clasic universal, Falstaff, de William Shakespeare, dramatizarea Daniel Oltian în regia lui Ovidiu Caița. Da. O să ne zici mai multe despre el, dar deocamdată o să enumăr și celelalte piese. Vom avea un clasic românesc, Domnișoara Anastasia, de George Mihail Zamfirescu, probabil sau în mod sigur în onoarea acestui patron spiritual al culturii sătmărene, a cărui naștere se împlinesc 125 de ani. Un clasic universal, Livada de Vișini, de Cehov, în regia lui Nikita Betechtin. Betechtin. E un rus? Da, e un rus cu o poveste aparte. O să revenim, vorbim, că mi se pare interesant. Vorbim, da, despre... Așa? Despre... Și vom avea o dramă, Roșu, de John Logan, în regia lui Ion Ardelean. Puiu? Puiu Ardelean, da. Fost actor la noi. Puiu Ardelean este, între timp... și-a făcut și studii de regie, predă la Târgu Mureș la universitate și lucrează atât ca actor cât și ca regizor. Și spectacolul acesta, Roșu, e din zona de spectacole pe care le doresc cumva legate de aniversarea 55 de ani de teatru. Îmi doresc foarte tare ca foști membri ai trupei care sunt activi în continuare și
importanți în cultura românească, pentru că foarte mulți dintre ei sunt nume importante în cultura românească, să ajungă cumva în această stagiune la Satu Mare, ori cu spectacole pe care le-au regizat, ori cu spectacole în care joacă. Dar asta face parte din programul aniversar, care va fi undeva către sfârșitul ianuarie și poate cu altă ocazie vorbim mai mult despre asta. Desigur. Revenind la clasicul universal Falstaff în regia ta, poate ne dezvălui da, câteva Falstaff, lucruri. Am pornit la realizarea textului. Falstaff e un personaj care apare în mai multe spectacole, în mai multe piese ale lui Shakespeare, și am pornit de la el ca un tip universal, ca să zic așa, al lăcomiei și al poftei de viață în același timp, dar și de putere, un personaj dual și extrem de interesant al lui Shakespeare. Am pornit de la el pentru a face practic un spectacol din mai multe piese ale lui Shakespeare, dar care are ca scenariu de bază Nevestele vesele din Windsor, okay, unde el este structurat cel mai bine. De aceea am avut nevoie de Daniel Oltean, care este un dramaturg în plină dezvoltare, premiat cu Uniter pentru cea mai bună piesă în urmă cu câțiva ani, și care a mai lucrat cu trupa noastră și cu alte ocazii, pentru a crea un portret viguros și substanțial al acestui personaj. E un spectacol care îmi doresc să fie o comedie, în care sunt implicați aproape toți actorii trupei Mihai Raicu, și care va avea premieră undeva la sfârșitul acestui an, începutul anului viitor. Depinde foarte mult de programul pe care îl avem, care se aglomerează foarte tare în această perioadă. De-abia aștept să... Și eu. Să vedem. Și eu. E o dragoste a mea pentru Shakespeare. Am mai făcut la Satu Mare în urmă cu câțiva ani Visurile nopți de vară, și sper să revin constant la Shakespeare în producțiile teatrului nostru. Domnișoara Anastasia de Geme Zanfirescu în regia lui Andrei Mihalache. Domnișoara Anastasia este parte din proiectul 125 de ani de la nașterea lui Geme Zanfirescu, practic e al doilea spectacol după un text al lui Geme Zanfirescu. În urmă cu două săptămâni a fost la studio avanpremiera spectacolului Maidanul cu dragoste, după romanul lui Geme Zanfirescu, tot în regia și adaptarea lui Andrei Mihalache. Andrei Mihalache s-a ocupat serios de Geme Zanfirescu în această perioadă, practic face două spectacole, și e felul în care am decis noi să îl aniversăm pe cel care, așa cum spuneam la începutul discuției noastre, a făcut primii pași în creionarea unei mișcări culturale în zona teatrului în limba română în Satu Mare. Iar Geme Zanfirescu era foarte atașat de teatru. Zicea că el a venit într-o perioadă destul de interesantă la Satu Mare, când Satu Mare era, cred că, la un an sau doi după Marea Unire din 1918, când aici tot ce însemna cultura românească era destul de incipientă. Abia începea și tocmai de aia el a zis că cel puțin teatru are o însemnătate foarte mare în a da culturii românești sătmărene identitate și da, și el a făcut asta, s-a ocupat timp de 2 ani de zile de, deși nu avea neapărat o finanțare publică, el s-a ocupat timp de 2 ani de zile de susținerea unei companii, sigur, cu actori amatori în zona teatrului. După ce a plecat din Satu Mare, el a activat câțiva ani și ca regizor și ca director de teatru prin diverse părți ale țării. Deci a fost foarte atașat de teatru, nu doar ca scriitor, ci și ca, așa cum spuneam, ca regizor și ca director de teatru. De la clasicul românesc Domnișoara Anastasia mergem la clasicul universal Livada de Vișini.
Pecehov, regia Nikita Betechtin. Da, e un nume ciudat. Nikita este la al doilea spectacol la Satu Mare, în urmă cu câțiva ani a realizat un spectacol la studio, pornind de la un atelier pe care l-am făcut atunci cu niște regizori invitați din zona culturală rusă, încă trăiam în vremuri normale ale Europei, înainte de pandemie și înainte în care rușii nu erau încă văzuți într-atât de... Și în care Rusia încă nu făcuse pașii înspre invadarea Ucrainei. Da. Sau, mă rog, pașii concreți, așa cum îi știm noi astăzi. Între timp, Nikita a trebuit să părăsească Rusia, forțat de război, pentru că a avut o poziție tranșantă anti-război, okay. Și a trebuit să plece. Acum locuiește și lucrează în Berlin, deja de mai bine de un an de zile, și mă bucur foarte tare să-l putem invita din nou la Satu Mare pentru Livada de Vișini, un spectacol pornind de la textul lui Cehov și în care Nikita tocmai despre felul în care se dezrădăcinează lucrurile vrea să vorbească. Va fi oare o punere în scenă clasică sau mai modernă? Nikita e un regizor tânăr, contemporan, cu siguranță va fi o punere în scenă vie și plină de elemente contemporane, dar în același timp trebuie spus că pentru că vine din, nu doar pentru că vine din spațiul rusesc, dar și pentru că e foarte, nu e primul spectacol Cehov pe care îl lucrează, e foarte bine, înțelege foarte bine textul și să doar un rus va ști exact să pătrundă esențele mai... Nu știu mai... ce să zic, s-ar sau? Putea, da, cumva se zice că doar un român poate să monteze Caragiale, deși am văzut montări și în alte țări foarte, foarte reușite și cred că au fost și câteva spectacole mari în istoria teatrală românească cu piese ale lui Cehov. Deci, pe când premiera? Premiera este la începutul mai. Iată o altă piesă pe care de-abia aștept să putem... Bine, toate piesele până la urmă sunt foarte ofertante, dar... Cred că o stagiune echilibrată cu comedii, cu teatru dans, cu dramă, cu... Avem cumva de toate, pentru toate felurile de public și pentru toate gusturile, de la clasic la contemporan. La drama Roșu? Roșu este un text contemporan american, premiat, ecranizat, este unul dintre textele importante din cultura americană contemporană. Piesa a fost tradusă de Puiu Ardelean și deocamdată despre ea n-aș vrea să vorbesc mai mult, în jurul ei sunt niște surprize. Am înțeles. Și aș vrea să rămână surprize până la momentul potrivit. Piesele despre care am discutat vor fi premiere la Sala Mare, avem însă și în Sala Studio câteva surprize pentru spectatori. Da, din fericire ne-am reîntors în Sala Studio, da. Așa cum ziceam mai devreme, pentru că timp de 2 ani de zile Sala Studio a fost în renovare și mai mult înainte de asta, din cauza restricțiilor din pandemie, chiar nu se mai putea juca deloc în Sala Studio, e prea mic spațiu pentru asta și sala este modernă, dotată tehnic. Într-atât de mic încât când am fost la avantpremiera Maidanul cu Dragoste, stăteam lângă unul dintre actori, așa cum stau lângă tine. Da, pentru că e o discuție. Cine n-ar fi știut, poate avea impresia că fac și eu parte din piesă. Am și schimbat câteva replici cu Vultur. E o distribuire experiență foarte interesantă, de altfel. Neclasică a lucrurilor, da, pentru că
Decorul fiind aproape în întreg spațiul studio, spectatorii stau foarte mult în decor, uh-huh, alături de actori și, așa cum spuneai, aproape că intră în interacțiune cu ei, chiar intră în interacțiune cu ei. E o relație directă care cred că facilitează foarte mult intratul în atmosfera, uh-huh, aceea unică pe care Gemezan Firescu o zugrăvește foarte bine în Maidan și pe care a prins-o Andrei Mihalache excepțional în spectacol, uh-huh, împreună cu colegii mei actori. Tot la Starea Studio vom vedea un SF distopic. O să te rog să ne lămurești ce înseamnă un SF distopic. Poate visezi după Izumi Suzuki, în adaptarea și regia Dianei Dragoș. Poate visezi este o novelă a lui Izumi Suzuki, dramatizată de către Alexa Băcan împreună cu Diana Dragoș într-un spectacol care pornește, novela este în zona science fiction, uh-huh, acțiunea se întâmplă undeva în viitor, într-un viitor distopic. Este un text din zona de literatură feministă, cred că va fi un spectacol interesant de văzut. Vedeți, am ales Sala Studio ca spațiu pentru un tip de teatru din zona experimentală, uh-huh, păstrând sala mare pentru spectacole din zona clasică, uh-huh, și pentru publicul larg. Tot la Sala Studio, o piesă de teatru dans, Liuba, de Radu Botar, coreografia Mălina Andrei și scenografia Andra Vișniec. Da, Radu Botar este binecunoscutul nostru actor, care de câțiva ani a început să scrie, să dramatizeze, a avut în țară câteva premiere deja cu texte ale lui, ori scrieri originale, ori dramatizări după opere clasice, și în același timp să regizeze cumva, pe lângă faptul că joacă în continuare spectacole de teatru și filme. Dintr-o perioadă extrem de prolifică a vieții lui profesionale, mm-hmm, și e o propunere pe care Radu și Mălina Andrei, care este una dintre coreografele importante din cultura noastră de teatru dans, au făcut-o în urmă cu mulți ani. Din păcate, iar revenim, pandemie, mm-hmm, renovarea studiului și așa mai departe, ne-a obligat cumva să amânăm acest proiect, care îmi doresc foarte tare să aibă într-un final premiera în această stagiune la Sala Studio. Nu în ultimul rând, la Sala Studio avem un teatru românesc contemporan, Triumful Adevărului. Da, e un text de Peca Ștefan. E un text pe care Peca l-a scris, pe care e un dramaturg contemporan cu care eu am lucrat câteva spectacole în țară, și Triumful Adevărului e un text scris de Peca în urma multor discuții pe care noi le-am avut chiar în perioada pandemiei, când am și făcut, de altfel a venit pe Ștefan la Satu Mare și am făcut o lectură cumva cu el, să vedem cum sună și cum, uh-huh, merge, pornind de la discuțiile despre ce înseamnă astăzi politically correct, okay, despre ce înseamnă astăzi relațiile socio-umane, uh-huh, într-o lume în care ne judecăm foarte ușor și, uh-huh, vedem lucrurile în alb și negru, fără zone de gri. Uh-huh. E un text, aș spune eu, extrem de interesant și de ofertant, de contemporan, deși e scris deja de, au trecut ceva ani de atunci. Ok, văd că nici copiii nu sunt lăsați de parte și asta e foarte bine, fiindcă publicul trebuie pregătit încă de tânăr. Voi deja aveți o tradiție a spectacolilor pentru copii la, da, Teatrul de Nord.
cu niște piese interesante. Tradițiile noastre la care ținem foarte tare, faptul că noi avem șansa să-i aducem de mici la teatru, încă de mici, de mici, de la grădiniță, insistăm să aducem spectatori, să umplem sala teatrului cu ei. Cu vite vă educați publicul încă de mic și să-i foarte bine și îi faceți să vină. Da, practic e un dublu câștig. Noi câștigăm un public pe termen lung și mai ales nu noi neapărat, cât teatrele din țară, pentru că foarte mulți dintre ei pleacă la facultate și așa mai departe și ajung să fie spectatori acolo. Dar e, ziceam că e un dublu câștig, pentru că cred că prezența de mic într-o sală de teatru creează deschidere pentru o lume pe care nu o întâlnești în altă parte. Interacțiunea cu actorii, așa cum ea se întâmplă doar la teatru, care nu se poate întâmpla în altă parte, decât în cazul unui eveniment pe viu, în cazul unui contact nemijlocit, nu e la cinema, nu poți să trăiești asta, sau acasă la televizor, sau pe tabletă, sau pe telefon, pe internet și așa mai departe, creează un tip de senzație de comunitate pe care noi ne dorim să o insuflăm încă de mici. De aceea îmi permit să fac o mică divagație aici. Avem foarte multe ateliere pentru tineri. Avem foarte multe proiecte în care sunt incluși adolescenții. Am făcut acum, de exemplu, lucrăm la un program care se numește Teatru Smart, care este efectiv un program dedicat adolescenților. Natalia Graur, o dramaturgă destul de apropiată de vârsta lor, dar deja dramaturgă consacrată, a venit și a lucrat cu ei câteva săptămâni, ateliere, din care au ieșit două texte colective. Sigur că ea le-a dat o formă cumva finală scenică, și tot acești adolescenți din liceele din Satu Mare au început deja să repete la spectacol și în 5 noiembrie vor avea premieră la Sala Studio cu cele două spectacole la care lucrează. În urma acestor ateliere, ei practic au scris textul, ei joacă în ele, coordonați de colegii mei, Andrei Stan și Ana Cheregi, și aceste spectacole se vor juca apoi în liceele din Satu Mare. Practic tot așa, ca parte a unui proces de creare a unei emulații în jurul teatrului pentru adolescenți. Bașca, că dintre actuale adolescențe ar putea să avem viitorii actori ai teatrului de nord. Au fost tinerii sădmăreni adolescenți care au practicat teatrul la nivel de ateliere și pe urmă au devenit actori chiar ai teatrului de nord. Iată, un lucru iarăși extraordinar. Da, noi avem de câțiva ani buni o trupă de voluntari a teatrului care sunt implicați constant în activitățile noastre, de la, așa cum spuneai, de la atelierele astea până la inclusiv va juca în spectacole. Ei sunt parte din dansatorii din Cartea Junglei, de exemplu, sau sunt doi dintre ei joacă acum în Maidanul cu Dragoste. În mod constant i-am implicat și în tipul ăsta de producție. Unii dintre ei au dat la facultățile de teatru în timp, sau au devenit actori, regizori, teatrologi. Unii dintre ei chiar rămânând în contact cu trupa, alții aiurea prin țară. Din fericire rămân cu toții apropiați de mișcarea culturală teatrală sătmăreană. Teatrul e o formă de artă, zic eu, foarte aproape de om. Uite, de pildă, sunt școli în vestul Europei în care teatrul face parte chiar din programa școlară. Crezi că s-ar putea
implementa lucrul ăsta și în România? Nu doar în vestul Europei, sunt și în România. Există, odată că există câteva școli în țară, cel mai apropiat exemplu care îmi vine în minte e Clujul, unde există liceu de coreografie și de teatru. Deci, practic, acolo sunt din clasa a noua, ei fac, se specializează în teatru și în coreografie. Sunt licee în țară în care este materie opțională. Da. Și cred că lucrul ăsta se poate realiza și în Satu Mare. Noi avem deja experiență cu școlile din Satu Mare și asta e de foarte multă vreme, inclusiv când eram eu liceu, în liceu au venit atunci, dacă bine mi-aduc aminte, Puiu Jipa și a făcut cu noi un atelier de teatru și a făcut câteva spectacole cu noi și eram elevi. Lucrul ăsta îl facem în continuare până un alta reușim să... Sigur că na, avem cu toții programele noastre, programele din școli au devenit extrem de stufoase între timp și cu foarte multe activități extracurriculare, dar reușim să facem spectacole în liceele din oraș și să facem programe în continuare cu ei. Uite ce te-a tras pe tine la teatru. Când erai mic, ce ziceai tu că vrei să te faci? Cât de departe momentul acela. Când eram mic, vreau să-mi fac marinar. Ok. De la marinar la... Lucrul la care n-am renunțat nici acum. Okay. Și în liceu am avut câteva întâlniri în zona asta. Una dintre întâlnirile esențiale pentru mine a fost Festivalul Teatru Imagine, care era în perioada aceea și unde am văzut niște spectacole incredibile. Mi-a rămas în minte trupa aia din Japonia. A fost, da, un spectacol din Japonia. Încă mi-a rămas. Extraordinar, da. Dar tot atunci a fost Decameronul lui Purcărete de la Craiova. Cred că e prima dată când am văzut Purcărete și a însemnat enorm pentru mine în acea perioadă. Una dintre întâlniri probabil cea cu Puiu Jipa, de care ziceam mai devreme. Au fost aceste momente în viață, aceste întâlniri care m-au dus cumva pe calea asta. Dacă tot am adus în discuție acel festival de teatru Imagine, internațional de altfel, e posibil să mai avem la Satu Mare? Noi ne dorim. Până înainte de pandemie, după cum bine știi, am făcut festival și chiar unul bun, aș spune eu, cu spectacole importante. Ultima ediție a festivalului a murit chiar în timp ce începea, deci chiar cu o zi înainte de a începe festival, de a debuta festivalul sau cu două, nu mai țin minte, a fost decretată starea de urgență și a trebuit să ne oprim cu hoteluri rezervate, cu drumuri plătite, cu bilete vândute. Deci a fost un moment dramatic, după care lucrurile s-au schimbat pentru toată societatea românească. Noi ne dorim foarte tare să reluăm festivalul. Am încercat în această perioadă să-l ținem cumva în viață. Am făcut Focus Drama, un concurs de dramaturgie contemporană care avea ca rezultat un spectacol pe care îl făceam noi și în acest proiect Focus Drama aveam invitate spectacole din alte teatre din țară pe dramaturgia românească contemporană. Acum, în noiembrie, avem acest microfestival la Sala Studio cu spectacole invitate din Ujgorod, pentru că e un proiect, un parteneriat cu teatrul din Ujgorod, cel care a parteneriat, care a dus la restaurarea stălii studio și care se încheie cu acest microfestival. Eu îmi doresc foarte tare ca de anul viitor să revenim însă la un festival normal al teatrului, așa cum publicul din Satu Mare merită și așa cum a fost obișnuit. Necesită un efort financiar major? Evident, e un efort financiar major, pentru că
vorbim de transportul la zeci, deci, sute de oameni de pentru și nu doar din câte România. Un spectacol. Sunt spectacole la care vin 30-40 de oameni, uh-huh, actori, tehnic și așa mai departe, ori 10 deja, da, dacă am avea doar câte un spectacol pe zi timp de 10 zile, deja vorbim de sute de oameni, asta e o logistică foarte mare, cazări, transport, mese și așa mai departe. Pe lângă asta, dacă e un festival internațional, iar transportul internațional, care în momentul ăsta este extrem de scump, e onorariile teatrelor și ale artiștilor participanți, e un efort financiar substanțial, și da, eu sper că vom reuși să ne descurcăm. Ar fi de bun augur, deoarece pentru că cu plăcere de aminte toată atmosfera aia boemă care era în timpul spectacolului, dar mai ales după spectacole, în jur exact, da, erau pline și localurile și terasele cu artiști, cu era o atmosferă, da, specială în Satu Mare. Pe lângă spectacolele propriu-zise, fiecare festival are o serie de evenimente conexe, de spectacole de stradă, de simpozioane, de lansări de cărți, de concerte. Un festival înseamnă o emulație în jurul unei instituții de cultură. Uh-huh. Că, asta face practic deosebit un festival. Așa că poți să inviți un spectacol de teatru, vine lumea, îl vede, dar nu creează atmosfera aia din oraș de festival, că de fapt asta și înseamnă festival, uh-huh, o sărbătoare. Deci așteptăm cu nerăbdare reluarea. Și noi. Și noi, ne dorim foarte mult. Ce mai fac actorii de la Teatru de Nord? Pe unde mai umblă? Cel mai frumos loc de pe pământ. Că vreau, că nu vreau, e a doua casă. O echipă frumoasă, un teatru frumos, o șansă de a experimenta, de a crește și de a primi răspunsuri. Pentru mine e o a doua casă, Teatrul de Nord. Familie. E practic începutul meu. Aici am început, în urmă cu 13 ani. Casa mea. Eu personal a însemnat o fugă de altundeva. Dar a fost foarte bine că a fost așa și am descoperit lucruri foarte bune. Și în jurul meu și în mine. Acasă. Familie. Acasă. O a doua casă. Totul. Nu, și foarte, foarte important început pentru mine. Ca și cum l-ai prinde pe Dumnezeu de un picior. E primul loc. Primul teatru în care am avut șansa, ocazia să intru și să găsesc aici oameni calzi, dispuși să mă învețe, să mă ajute în procesul meu de dezvoltare. Am simțit că vin într-o familie adoptivă. Și ulterior am dezvoltat aici prietenii și am rămas aici pentru că am simțit că aici mi-e locul. Spectacol extrem de îndrăgit în țară. El s-a jucat
Păcat că în Satul Mare a fost mai puțin fugită la un, nu, la un moment dat. Are un public... Nu vorbeam de public. Da. Mă rog, au fost anumite momente mai... delicate, să le delicate în jurul acestui spectacol și pe total pe nedrept. Da, mă rog, e o discuție la care eu aș prefera să nu, okay, să nu revin. Dar nu doar spectacolul Nuntă Nuaș. Am fost la festivaluri cu Pomona, cu spectacolul Nuntă, mm-hmm, Nuntă, cel exact stradal. E Nuntă Nuaș și Nuntă. Da, am avut stagiunea trecută două nunți, okay, practic și ambele au fost prezente în festivaluri. Mm-hmm. Cel mai recent festival, și-a zice, cel mai important la care am fost e Festivalul Național de Teatru la București. Practic e cel mai important festival de teatru din România. Nu discutăm de festivalul de la Sibiu, care are un alt statut, un festival internațional. Cu ce ați fost prezenți? La Sibiu am fost cu AC de Siguranță, uh-huh, un spectacol în coproducție cu Sfântul Gheorghe, Craiova și Constanța, un spectacol făcut în prima noastră mare coproducție, deși un spectacol mic, dar e un spectacol care s-a făcut practic în patru teatre cu patru distribuții diferite, în care un rol important îl au, așa cum ziceam mai devreme, de programele pentru adolescenți, adolescenții, uh-huh, care apar în filmele din spectacol. Acesta e spectacolul care am fost la Sibiu în urmă cu două stagiuni, iar în FNT am fost recent cu Nuntă Nuaș, un spectacol deja prezent în cele mai importante festivaluri din țară, la București, la Piatra Neamț, la Arad, prinde la bine. Reșița, da. Un spectacol premiat de două ori cu la Galați pentru cea mai bună regie și la Reșița, premiul pentru cea mai bună regie. Da, prinde bine, pentru că e un spectacol care vorbește despre problemele românilor de oriunde. Întâmplător, acțiunea se întâmplă în Nuaș, dar ea se poate întâmpla la fel de bine în orice parte din mediul rural din țară. Uh-huh. Și e un spectacol cu tematică contemporană, cu subiect important pentru dezbaterea culturală din acest moment de la noi și mai mult cu foarte, foarte mult umor și cu foarte, foarte multă căldură pentru oamenii despre care vorbește și din fericire lucrul acesta se vede și de asta suntem atât de chemați în festival cu acest spectacol. Unde mai mergeți? Ce vă mai așteaptă? Urmează de acum o pauză a festivalului până către primăvară, mm-hmm, și practic stăm mai mult acasă, producem spectacole de care am vorbit și ne pregătim pentru următoarea serie de festivaluri din primăvară, unde deja, de exemplu, spectacolul Avion Roz a fost invitat la festivalul Atelier. Deci ne pregătim pentru următorul sezon de festivaluri și jucăm spectacole pentru publicul nostru. Când veni vorba de publicul nostru, cum ar trebui să-i momim pe Sătmăreni să vină? Nu că nu vin ei, dar dacă ar fi să faci o apologie, care ar fi aceea să inviți pe Sătmăreni la teatru? Ce pot să spun mereu despre teatru este că are o trupă foarte bună. Uh-huh. În acest moment, de foarte mulți ani, trupa are actori cu personalități diferite, cu caractere diferite. Avem de la actori mai în vârstă până la cei foarte tineri, actori buni și pe care publicul merită să îi întâlnească, să îi cunoască și să îi îndrăgească. Se merită, cred, unii pe ceilalți. Și indiferent de
regizorii care vin, de artiștii cu care ne întâlnim. Sigur, toate aceste întâlniri sunt importante și dau identitate trupei. Eu mereu spun că oamenii trebuie să vină la teatru pentru că acești actori merită să fie iubiți de către public. Sigur, noi care venim oarecum mai des la piesele constant, lor, constant așa este, îi iubim, îi apreciem și așteptăm ca și ceilalți sătmăreni, număr cât mai mare până la urmă, să vină constant la teatru, deoarece, așa cum bine și spus tu, teatru poate să facă parte, e un mod de viață până la urmă și care îți înnobilează atât de mult sufletul. Ovidiu, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție agreabilă. Sper că telespectatorii noștri își vor face timp să vină cât mai des la teatru, fiindcă au până la urmă ce să vadă. Au ce să vadă, îi așteptăm în seara asta la spectacol, la premiera La Vie en Rose, și doresc foarte tare să-i văd cât de des în sala teatrului la toate felurile de spectacole și să-și aleagă ei, conștienți de ceea ce văd în scenă, ce spectacole iubesc și cât de mult timp vor să-și petreacă alături de noi. Sper că foarte mult. Și noi sperăm la fel, doamnelor și domnilor, acestea fiind spuse, ne revedem la o ediție următoare de Satul Mare Cult. Până atunci, toate cele bune, la revedere!